O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Dragi ascultători, vă invităm la o împărăție care nu se poate clătina. În cadrul acestei emisiuni va vorbi pastorul Cornel Crașovan despre locul de strajă. Audiție plăcută! Să acordăm toată atenția cuvântului lui Dumnezeu scris în două părți ale Sfintelor Scripturi, mai întâi în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetele 29 la versetul 34, și apoi în cartea profetului Habacuc, capitolul 3, un singur verset. Prima pagină, 1026 în Sfânta Scriptură, și apoi la cel de-al doilea text, pagina 903. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut pe Duhul pogărându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogărându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia Ta adu-ți aminte de îndurările Tale. Amin. Avem în față aceste pasaje ale Sfintelor Scripturi. Mai întâi, dacă ne oprim la textul din Evanghelia după Ioan, înțelegem că lumea de atunci căreia i se adresa Ioan Botezătorul era o lume foarte confuză. Era foarte greu în acele vremuri să poți să primești imaginea a cine este cel ce va veni. Pentru că el spune aici: eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, că el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan Botezătorul a depus acest efort ca să-l poată prezenta exact și să ofere lumii o imagine reală. Cine este Domnul Iisus Hristos, cine este Cel care urma să vină. Efortul acesta îl depun și bisericile creștine de astăzi. Fiecare biserică ar trebui și încearcă să-l prezinte pe Iisus Hristos, nu deformat, nu distorsionat, ci exact cine este El. Haideți mai întâi să abordăm cadrul acesta pe fondul versetului citit din profetul Habacuc. Habacuc este unul dintre profeții Vechiului Testament excepție. Dacă ceilalți profeți ai Vechiului Testament au mesaje de la Domnul, de avertizmente, de pedeapsă, de pocăință, de îmbărbătare, de speranță, Habacuc n-are un asemenea mesaj. Cartea lui Habacuc este o carte scurtă și conține trei rugăciuni. Ce este mai important este că, de fapt, în aceste rugăciuni ale profetului, Habacuc este foarte preocupat cum gândește Dumnezeu. De fapt, această carte cuprinde trei rugăciuni și, bineînțeles, răspunsurile lui Dumnezeu la aceste rugăciuni. Fiți atenți cum conversează profetul cu Dumnezeu. Ne ajută enorm de mult. Pe de altă parte, vreau să vă spun că contextul istoric, social în care trăiește profetul se aseamănă perfect cu cel pe care noi trăim astăzi. Și acum, fiți atenți ce spune el.
are două întrebări foarte clare în dialogul lui cu Domnul și pentru care el așteaptă răspuns din partea Domnului. Se vede cum gândește Domnul. Inima profetului stând lângă Domnul era foarte legată de inima lui Dumnezeu și să vadă ce este în inima lui Dumnezeu pentru acel popor. Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sălnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprenit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Oare nu întâlnim aceleași stări și astăzi? Cred că da. Apoi a doua întrebare. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Aceste lucruri se întâmplă în societatea în care noi trăim. Au penetrat chiar și în biserici, unde oameni nelegiuiți adeseori încearcă să influențeze pe copiii lui Dumnezeu. Profetul acesta, așa cum am amintit, este un om care se roagă și în primul verset din capitolul 2 spune: m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Profetul avea un loc de strajă unde stătea înaintea lui Dumnezeu. Tu care mă asculți, ai și tu locul tău de strajă unde trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu. Părinții au locul lor de strajă, pocăiții au locul lor de strajă, bisericile care predică Evanghelia au locul lor de strajă. Ce se întâmplă la un loc de strajă? Profetul a stat acolo. Dragii noștri, la locul de strajă se văd lucruri extraordinare pe care nicăieri nu le vezi. Te uiți la un televizor și primești informații, primești știri, știi ce se întâmplă în lume. Dar când stai la locul tău de strajă, pe care nu-l poate nimeni ocupa decât tu, fiți atenți ce a văzut profetul la locul lui de strajă. La locul de strajă, spune aici, în primul rând, vezi tot ce are Dumnezeu pentru tine. Vezi lucruri pe care în altă parte n-ai cum să le vezi. Și fiți atenți ce vede profetul într-o lume de nelegiuiți, într-o lume unde era atâta nedreptate, atâta fără de lege. La locul lui de strajă, în primul rând, profetul vede următoarele lucruri. Zice: Domnul este în templul lui cel sfânt, tot pământul se tacă înaintea lui. La locul de strajă, profetul vede că în templu este prezent Domnul. La locul lui de strajă, spune aici, în versetul 3 din capitolul 3, măreția lui acopere cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui, din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Înaintea lui merge ciuma și molima, calcă pe urmele lui. La locul de strajă vezi toată oștirea lui Dumnezeu. Biblia ne spune de un alt om al Sfintelor Scripturi care a stat la locul lui de strajă. Și acesta este Elisei. Când poporul Israel era amenințat de către dușman, de către sirieni, spune Biblia că acest om, Elisei, stătea la locul lui de strajă și îi spunea împăratului lui Israel: atenție, împărate, te duci în locul acela pentru că exact acolo sirienii au pus armată împotriva ta. Și astăzi s-a întâmplat și mâine s-a întâmplat și poi mâine s-a întâmplat și la un moment dat împăratul sirienilor a spus: stați așa, ceva se întâmplă, unul din slujitorii mei scurge informații, toate planurile pe care eu le decid toate sunt desconspirate. La care unul din slujitorii lui a spus: nu, împărate, nimeni. Acolo în poporul Israel este un om care stă la locul lui de strajă, este Elisei, omul lui Dumnezeu. Și tot ceea ce tu plănuiești, tot ceea ce tu gândești în cortul tău, el știe. Și atunci împăratul sirienilor a zis: problema aceasta poți să o rezolvi. Ia să trimitem, îl căutăm pe acest om
Dacă tot secretul stă în acest om al lui Dumnezeu, putem să-l prindem. Și-a trimis armată, el se afla la Dotan, au înconjurat acea cetate și lângă el era slujitorul său, Gehazi. Și stă liniștit profetul, omul care stă la locul lui de strajă, nu se teme. Stă liniștit. La un moment dat, slujitorul îl trezește și spune: stăpâne, nu vezi că suntem înconjurați de dușmani? Nu vezi că armata sirienilor a înconjurat cetatea? Și Elisei, care stătea la locul lui de strajă, zice: Doamne, deschide ochii la acest slujitor. Să vadă că cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei. Că oștirea lui Dumnezeu este mai mare decât oștirea sirienilor. Că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea împăratului sirienilor. Aceste lucruri se văd la locul de strajă. Spune psalmistul: îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de el. Oamenii care stau la locul de strajă, părinții care stau la locul lor de strajă, biserica care stă la locul ei de strajă, vede toată resursa pe care o are Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Dragii noștri, la locul de strajă se mai vede ceva. Așa cum am amintit în exemplu cu Gehazi, la locul de strajă vezi foarte clar toate planurile vrăjmașului, tot ce se întâmplă în societate. Când stai la locul tău de strajă și nu știrile te pot determina și capacita să faci ceva de la televizor sau radio, ci atunci când stai la locul tău de strajă, atunci te cutremuri de ce se întâmplă în jurul tău. Iată că noi trăim într-o țară creștină, slavă Domnului, dar în această țară este minciună, este corupție, este nedreptate, sunt droguri, suntem aproape la un pas de a legifera homosexualitatea, prostituția, boli, cancer, sida, aceste lucruri se întâmplă în jurul nostru. Și dacă în timpul profetului Habacuc, dușmanul numărul unu pentru acest popor era Asiria, pentru noi care trăim aceste vremuri, dușmanul numărul unu este diavolul. Este dușman pentru națiune, dușman pentru casele noastre, dușman pentru biserici. Partea tristă este, dacă nu stăm la locul nostru de strajă, diavolul se simte foarte comod, foarte confortabil într-o țară ca România, unde creștinii nu mai stau la locul lor de strajă. Societatea aceasta este o societate care pe zi ce trece se degradează. Am fost nu de mult într-o localitate în interes de serviciu și acolo am aflat un lucru cutremurător. Sunt 54 de locuri unde se distribuie alcool și tutun. Când am aflat această știre, i-am întrebat pe cei de la primărie: câte biserici aveți? 3 biserici, dar 2 sunt închise. Este creștinismul din România. 3 lucruri foarte clare pe care profetul le cere. În primul rând spune: însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Profetul își dă seama că fără intervenția lui Dumnezeu această națiune nu mai are nicio șansă. În al doilea rând spune: Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Poporul acesta avea nevoie să-L cunoască pe Domnul. Și în al treilea rând spune: dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Și haideți să ne ocupăm de fiecare subiect al rugăciunii profetului Habacuc, om care a stat la locul lui de strajă. Profetul are această rugăciune: însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Dragii noștri, vreau să vă spun că țara aceasta are nevoie imensă de prezența lui Dumnezeu. Și cel care poate să scoată această țară din starea care se află este numai și numai Dumnezeu. Și profetul, în rugăciunea pe care el o înalță către Domnul, el își dă seama că este nevoie ca Dumnezeu să intervină în cursul anilor în viața acestui popor. Cred că rugăciunea profetului poate fi și trebuie să fie rugăciunea tuturor
pocăiților, tuturor creștinilor care mai țin în mână, care mai țin în casă o scriptură. Însuflețește-ți lucrarea. Dragii noștri, ce înseamnă ca Domnul să însuflețească o lucrare? Ca Domnul să însuflețească o lucrare înseamnă ca Domnul să fie prezent acolo. Dacă o biserică vrea să fie însuflețită de Domnul, trebuie ca în acea biserică să fie în mod real prezent Domnul Iisus Hristos. Ca o lucrare din biserică să fie însuflețită, trebuie ca în acea biserică să fie prezent Duhul Său cel Sfânt. Este Cel care însuflețește lucrarea din biserică. Vreau să vă provoc, iubiți frați, iubite surori, iubiți părinți, avem nevoie de a se reînsufleți lucrarea. Oriunde mă duc prin biserici, fie la sate, fie la orașe, văd cum creștinii sunt păliți, obosiți. Nu mai au vlagă în ei, nu mai au putere în ei, nu mai au argumente. Și parcă li s-au terminat bateriile. Această stare o văd foarte extinsă, pentru că lipsește puterea care să însuflețească această lucrare. Iubiți mei frați, iubite surori, toți cei ce faceți o slujbă, toți aceștia trebuie să revenim cu fața către Domnul și să ne rugăm ca Domnul să revină în inimile noastre. Puterea lui Dumnezeu să revină în casele noastre. Puterea lui Dumnezeu să revină în bisericile noastre. Ca Domnul să-și însuflețească lucrarea. Pentru că căpetenia fiecărei biserici și peste toate lucrurile din biserică este Domnul Iisus Hristos. Profetul s-a rugat. Profetul a stat la locul lui de strajă. Dacă doriți să vedeți în casele voastre izbăvire, dacă doriți să vedeți în casele voastre prezența lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l cereți, să-l cereți ca Domnul să revină în casele voastre și Domnul să revină în viețile voastre. Să cereți ca puterea Duhului Sfânt să se reverse din nou peste dumneavoastră, peste casele voastre, peste fiii și peste fiicele voastre. Să cereți ca această putere a Duhului Sfânt să fie turnată. Ne gândim la biserica primară. Era o biserică care era plină de viață, plină de entuziasm, pentru că era motivată. Toată această lucrare a lor era motivată și era împinsă de prezența lui Dumnezeu și de prezența Duhului Său cel Sfânt. Atunci când în viața unui creștin, a unui slujitor, este prezent Hristos, este prezent Duhul Său cel Sfânt, acest slujitor n-are nevoie de argumente, n-are nevoie de stimulente. Exact cum a fost profetul Ieremia. Este un foc în mine, este un foc care îmi spune să nu tac. Această putere ne poate capacita să fim veritabili în lucrarea lui Dumnezeu. Iubiții mei, este momentul în care să strigăm către Domnul: Doamne, însuflețește-ți lucrarea. Apoi spune aici profetul în rugăciunea sa, mai cere un lucru: fă-te cunoscut în trecerea anilor. Și acum revenim la ceea ce am citit din Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, tocmai despre misiunea pe care a avut-o Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a avut o misiune extraordinară, să-l prezintă, să-l facă cunoscut pe Domnul Iisus Hristos națiunii lui Israel. În primul rând, trebuie să reținem că Biblia ne spune că Ioan era plin de Duhul Sfânt. În al doilea rând, el avea o trimitere foarte clară din partea Domnului, și anume să pregătească calea Domnului și să-l prezinte pe cel care urma să vină după el și care era mai mare decât el. Ioan este cel care a depus efort ca să-l prezinte așa cum este și le-a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dragii noștri, lumea are nevoie de o imagine clară cine este Domnul Iisus Hristos. Dar din nefericire nu mai primește. Știți din ce cauză? Marea dificultate este următoarea. Pentru că creștinii cunosc foarte mult și trăiesc foarte puțin.
Aici este dificultatea. Odinioară, în urmă cu 50 de ani, bunicii noștri știau mai puțină scriptură decât noi. N-aveau nici măcar carte. Dar dacă întâlnea în scriptură un cuvânt care se adresa lui, se lipea de inima lui, și cuvântul acela era trăit. Oameni simpli au dus Evanghelia în urmă cu 50 de ani. Dragii mei, frați, surori, tineri, dacă dorim să-L facem de cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, ca Cel care ridică păcatele lumii, ca Cel care iubește pe păcătoși, ca Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, ca Cel care deține toate lucrurile în mâinile Lui, în mâna Lui este puterea iertării, puterea eliberării, puterea vindecării, atunci pe acest Iisus trebuie să-L ascultăm. Trebuie să împlinim tot ce spune El. El este Domnul. El este stăpânul unei biserici. Biserica are un pastor, are un preot, dar peste pastor, peste preot, este Hristos. De El trebuie să ascultăm. Aici este problema. Mai mult decât înțelegerea, mai mult decât percepția, dragostea se comunică, se transmite. Imaginați-vă că lumea aceasta zace în cel rău. Oamenii sunt alungați, nedreptățiți, înconjurați de invidie, înconjurați de răutate, de egoism, de tot ce este rău în această societate. Și când intră într-o colectivitate unde Hristos este prezent, unde Hristos însuflețește lucrarea, dar unde cei care se închină Lui și ascultă de El și trăiesc, îl prezintă pe Hristos așa cum este, plin de dragoste, plin de pace, plin de bucurie, plin de binecuvântare. Teologia noastră, să știți că n-are atâta valoare cât viața noastră, cât trăirea noastră. Când profetul s-a rugat și când Ioan Botezătorul spune aici, eu am venit ca să-L fac de cunoscut pe Domnul Iisus Hristos lui Israel, profetul a știut, ca să putem face de cunoscut aceste generații pe Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Prezența lui Hristos să fie în casele noastre. Prezența lui Hristos să fie la locurile noastre de muncă. Dragii noștri, societatea de astăzi are nevoie de oameni care să-L facă de cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Oameni în viața cărora să locuiască Hristos. Biserici care să-L facă de cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Biserici în care să locuiască Hristos. Biserici în care să locuiască puterea Duhului Sfânt. Biserici care să împlinească ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Pentru că să știți un lucru, trebuie să ne punem în situația unui om din lume. Noțiunile lui sunt foarte vage sau poate deformate despre Domnul Iisus Hristos. Dar ce este mai grav este faptul că lumea nu-i convinsă că merge pe un drum greșit. Oamenii care sunt în jurul nostru nu sunt convinși de această realitate. Ei au impresia că merg bine, că vor sfârși bine. Dragii noștri, de aceea biserica și creștinii au nevoie de prezența lui Hristos și prezența Duhului Sfânt, pentru că cuvintele noastre nu-i pot convinge, dar Hristos și Duhul Sfânt îi poate convinge că drumul pe care merg e un drum greșit, că calea pe care au apucat este o cale rea care duce la moarte. Din ce cauză credeți că tinerii cu atâta libertate săvârșesc păcate după păcate, nelegire după nelegire și din nefericire chiar și tinerii din bisericile noastre și chiar bisericile noastre încep să tolereze tot felul de lucruri. Ceea ce altădată, în urmă cu 50 de ani, nu era nici pe departe să treacă prin mintea unui pocăit că ar trebui să facem, acum încep să lucrurile să fie tolerate. S-a coborât acest standard tocmai datorită faptului că L-am pierdut pe Hristos și am pierdut mărturia Lui. Nu-L mai putem prezenta pe Domnul Iisus Hristos așa cum El este în realitate. Apoi vine aici profetul și spune, El și-a dat seama
că în urma unei asemenea vieți plină de nelegiuire pe care a trăit-o poporul lui Israel pe timpul lui, nu se poate aștepta decât numai la mânia și la pedeapsa lui Dumnezeu. Dragii noștri, cine mai așteaptă din România binecuvântare, la câtă nelegiuire se săvârșește? Ăla-i crazy. N-are cum să vină binecuvântare. Mă mir că Domnul ne mai dă ploaie. Mă mir că Domnul ne mai dă lumină. Mă mir că Domnul ne mai dă pâine. Mă mir de toate acestea, pentru că i-am întors spatele. Și aici profetul zice în ultima lui cerere: Doamne, în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Când profetul se roagă aici și cere îndurările lui Dumnezeu, așa cum spune apostolul în epistola către Tit, și aș vrea să citesc ceea ce spune el aici, la ce s-a referit profetul și la ceea ce noi trebuie să ne gândim, spune aici apostolul Pavel în epistola către Tit: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprienire, ci pentru îndurarea Lui. Știți ce înseamnă îndurare? Șansă. Slavă Domnului că El își înnoiește îndurările nu numai din an în an, ci și le înnoiește din zi în zi. Întrebarea este: ce facem cu ele? Într-o bună zi ne vom întâlni cu enorm de multe zile pe care le-am trăit, mai multe sau mai puține, când de fiecare dată harul lui Dumnezeu ne-a fost oferit și îndurările lui proaspete pe care noi le-am refuzat, pe care noi le-am respins. Să revenim la locul nostru de strajă, să căutăm locul nostru de strajă pe care l-am părăsit. Poate cândva părinții sau bunicii s-au rugat în fiecare zi și au avut locul lor de strajă. Și-au știut acei părinți ce este bine și ce nu este bine. Și-au știut acei părinți pe unde este posibil să intre diavolul în casă. Și-au știut să stopeze la timp toate lucrurile. Și-au știut păstorii de altă dată și-au avut această viziune și au stat să protejeze biserica de orice altă penetrare a celui rău în biserică. Și astăzi poate părinții, poate bunicii, poate copiii, poate nepoții ne-am părăsit locul de strajă. Și a intrat diavolul în casă și te duci în casele creștinilor și vezi atâta tristețe, atâta durere, atâta suferință, atâta tulburare. Când Mântuitorul nostru are pentru fiecare casă binecuvântare, când Domnul are pentru fiecare biserică binecuvântare, când Domnul are har și milă, când Domnul poate să toarne în fiecare casă pace și liniște, să stăm înaintea Domnului. Habacuc a avut un post extraordinar, a avut un post de veghetor. Tu ca și părinte ai același rol, ca și părinte credincios ai rolul să veghezi asupra casei tale. Să ne întoarcem cu toții fața către Domnul și să spunem: Doamne, cu rușine îți spun că am părăsit locul meu de strajă. N-am mai stat pe turn, n-am mai vegheat. De aceea sunt apăsat, de aceea nu mai fac față problemelor, de aceea nu mai știu ce să spun copiilor, de aceea nu mai am argumente în fața lor, nu mai am autoritate, Doamne, nu mai știu. Haideți să ne întoarcem fața către Domnul. Să ne rugăm și să-i spunem Domnului: Doamne, am părăsit locul de strajă, dar vreau ca să revin la locul acesta. Doamne, dorim ca biserica să stea la locul lor de strajă. Acolo se vadă că Domnul încă mai are resurse pentru biserici, încă mai are binecuvântare, încă mai are har, încă mai are îndurare, încă mai are milă. Și tot acolo vedem toate pericolele pe care diavolul le întinde copiilor lui Dumnezeu și toate planurile celui rău vor eșua, pentru că Domnul este Cel care stă la cârma tuturor lucrurilor. În mâna Lui sunt toate lucrurile. Aș vrea să vă citesc un cuvânt pe care l-a spus un mare misionar, un mare evanghelist, John Wesley. Am extras din acest cuvânt pe care l-a spus dumnealui privitor la aceasta și fiți atenți ce a spus, se adresează bisericii în această. Prin credință și rugăciune să ridicăm mâinile care au căzut, care au căzut jos fără putere și să întărim genunchii slăbănojiți. Să păstrăm zile de post și rugăciune luând cu asalt tronul Harului și să nu ne îndepărtăm de El fără răspuns. Harul dumnezeiesc se va revărsa până la urmă, spune John Wesley. Dar iată ce spune în Sfânta Scriptură în Cartea a doua a Cronicilor: Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți stămâie.
iubiți frați, iubite surori, iubiți tineri ai bisericii, nu mai stați nepăsători. Ați fost aleși să stați în slujbă înaintea Domnului, să-L faceți de cunoscut pe Domnul cel bun, cel îndurător, cel care mai iartă, cel care mai ridică păcatele, cel care vindecă și eliberează pe oameni, să-L facem cunoscut așa cum este El în marea sa slavă și în marea sa putere. Dragii noștri, aici se deschid perspectivele lui Dumnezeu. Când stăm la locul nostru de strajă, nu mai vedem ceea ce are comunitatea europeană pentru noi, vedem ceea ce are Domnul pentru noi. Atunci ni se deschid porțile și toate perspectivele lui Dumnezeu. Ați ascultat un mesaj rostit de pastorul Cornel Crașovan. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.